Mediul de afaceri românesc trebuie încurajat și informat în același timp. Cele mai multe firme românești, după cum spun reprezentanții Consiliului Concurenței, sunt firme mici și mijlocii, care probabil nu își permit să angajeze firme de avocatură pentru asistență juridică. Din această cauză, nu de puține ori, legea este încălcată fără intenție, iar amenzile sunt usturătoare. Pentru a evita astfel de evenimente, Consiliul Concurenței demarează o serie de evenimente de informare. Trebuie să ne asigurăm că toate aceste ajutoare care sunt date companiilor sunt centralizate într-o bază de date care are scopul de a care electronică în momentul de față și are scopul de a împiedica ca o companie să primească prea multe ajutoare, da? Să primească din mai multe surse. Județul Constanța este în dezvoltare continuă din punct de vedere economic, astfel că vizita de lucru a celor de la Consiliul Concurenței este binevenită. Să fie cunoscută legislația, oamenii să cunoască ce drepturi au, ce obligații au, astfel încât noi, ca stat european, să nu încălcăm noi legislația europeană în domeniul concurenței. Știți foarte bine că municipalitatea a încheiat niște contracte de concesiune pe anumite perioade rezultate în urma unor licitații. Un contract ce a fost investigat de către Consiliul Concurenței și-a redus durata exact urmarea acestei anchete, întrucât specialiștii din Consiliul Concurenței a venit și a corectat, ne-a indicat cum anume să corectăm acest contract. Un parteneriat puternic există și între Camera de Comerț și Consiliul Concurenței. Nu putem fi suficient de mulțumiți niciodată, pentru că încă sunt multe IMM-uri ale căror conducători, manageri, proprietari încă mai gândesc faptul că problemele de concurență sunt apanajul multinaționalelor și ale marilor companii și că pe ei nu-i poate atinge.